Designerul vestimentar Vadim Nicoran a lansat ieri o nouă colecție de rochii pentru femei. Hainele au fost inspirate de contrastul și dinamismul de care dau dovadă femeile din țara noastră. Colecția este una total diferită de prima, de această dată mai rebelă. Despre colecția nouă, ce pot spune că e total diferită de ceea ce am făcut până acum. A fost foarte multe experimente până ajunge la conceptul dat. Colecția are o linie logică, dar în același timp este foarte diferită. Poate fi divizată în așa fel că ar părea că nu are nicio legătură logică, dar dacă e să privim mai detailat, o să găsim acea logică și acea trecere care trebuie să fie într-o colecție. M-au inspirat femeile și caracterele lor total diferite, cât romantice, atât rebele și a mai fost geometria și flora. La prezentarea colecției marca Vadim Nicoran, care a avut loc într-un restaurant din capitală, au defilat în mare parte modele profesioniste, printre care și Anastasia Fotachi. Astăzi este prima dată când particip la colecția lui și, sincer, m-a impresionat foarte mult, mai ales această rochie, este super frumoasă și cred că la un eveniment aș purta-o cu cea mai mare plăcere. Interpreta Diana Brescan, prezentă la eveniment, a spus că colecția este una deosebită, iar organizarea una perfectă. Mi-a plăcut foarte mult colecția lui Vadim Nicoran și rochia violetă mi-a plăcut foarte mult. Este în stilul meu, desigur, și o salopetă neagră. Sunt foarte multe lucruri care mi-au plăcut și chiar mă voi duce la el și o să procur și eu ceva, pentru că este o colecție deosebită, nu am mai văzut așa ceva la noi. Pe lângă faptul că Diana a cântat la prezentarea de modă, aceasta a pus ochiul pe unul din articolele vestimentare prezentate și a menționat că nu ar ezita să-l achiziționeze și să-l poarte la un eveniment special. Prima colecție pe care am văzut-o lansată de Vadim a fost chiar în ziua lansării albumului meu La Vita e Bella, anul trecut în 6 iunie. A fost o colecție excepțională pentru că a fost creată special pentru colegul meu de scenă, Jucătorul. O colecție foarte rebelă, foarte interesantă. De data aceasta m-a surprins cu clasicul. Nu știam că are atâtea idei și special pentru femei. Nu știam că îi place să dezgolească pesele fetelor. Pentru că astăzi am văzut mai multe ținute în care au destul de transparente. Aici, în colecția aceasta, am avut posibilitatea să mă afirm ca creator, ceea ce până acum era foarte dificil, eram cumva restrâns și aici am avut oarecare restricții, însă am avut mult mai multe posibilități și oportunități de a crea, de a face și de a-mi expune viziunea mea personală. Pe viitor, vedem deja feedback-ul pe care îl avem după colecția dată și ne așteptăm la ceva mai bun. Vadim Nicoran este un designer foarte cunoscut în rândul vedetelor. Acesta a colaborat cu artiști ca Jucătorul, Carla Dreams, Olia Tira, Vasile Macovei și alții.